Primii turiști din Israel vor ateriza pe aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu pe 26 iunie. O familie compusă din 2 copii și 2 adulți va plăti pentru un sejur de 7 nopți 3600 de euro, adică 900 de euro de persoană. În această sumă este inclus transportul, cazarea în regim all-inclusiv, dar și intrările la unele obiective turistice din oraș. Înainte de pandemie, în România ajungea undeva spre 300.000 de turiști israelieni în timpul unui an. Evident, israelienii iubesc călătoriile, excursiile, destinațiile noi, dar România nu este o destinație nouă pentru ei. Așa se face că acum vorbim de un nou zbor charter care va aduce în jur de 3.000 de turiști israelieni în această vară pe litoral, dar în acest an se vor relansa zboruri charter și către Cluj și zboruri directe către Suceava. Vorbim despre sute de mii de turiști israelieni. Ne propunem să ajungem la cifrele dinainte de pandemie, undeva spre 300.000 de turiști israelieni pe an. Pentru luna august au fost deja epuizate toate locurile disponibile, iar gradul de ocupare pentru luna iulie este de aproximativ 30%. Un turist israelian cheltuie undeva la 100 de euro pe zi pentru distracții, mâncare, cafenele și shopping. Pe litoral se vine pe un sejur de 8 zile. Au hotel care noi alegem să aibă facilități în hotel, gen piscină sau plajă sau amândouă. Au de cel mai multe ori în pachet deja plătit pentru ei vizita la Dolfinariu, vizita cu telegondola. Turiștii israelieni sunt oameni care nu se uită la bani atunci când vine vorba de vacanța pe care o petrec. Vor să se distreze și să se relaxeze, iar pentru acest lucru este important ca și copiii să aibă parte de activități speciale pentru ei. They are coming here to see the beautiful nature. They are Romania is offering a lot of adventure, like hiking, like all kind of motorsports, horses. Potrivit statisticilor, israelienii ocupă primul loc în clasamentul turiștilor străini care ne vizitează țara.